Se bagă pepene la greu. Pregătire de mers spre o nouă lagună. Laguna numărul 4. Bye. Bye. Am început ziua cu un green curry tofu. Dovleac, ceapă, busuioc și fasole. Și sandwich-ul cu ciuperci pentru 1 euro și 10. Operă de artă. Ne-am luat energia de dimineață și urmează să facem un traseu de 5 km până la peștera Angel Cave și poate să facem o baie. Nam Song. Deci o femeie spală hainele. Scuipă. Sabade, sabade. Știi cum ar veni binevenit, ceva de gen. Adică, un ăsta mai lung, salut! The ultimate luxury. Să stai cu picioarele în râu și să iei masa sau pe băncuță. Loc pentru cina, la apus. Instagram. Cum se numeau oia, bă, soldații de la Juno? Wow, ce cald e! Râul Nam Song. Am tot căutat un loc mai curat de stat și ăsta e singurul care pare mai curat. În față erau multe gunoi. Dar sunt diferite pontoane amenajate unde se poate sta la o bere sau un suc. Sau te poți plimba cu caiacul. Ia uite libelul roșie. Ah. Da. Vine, vine, vine. Ne-am aventurat să trecem Nam Song. Vrem să ajungem la peșteră, să trecem pe partea cealaltă. Nu știu dacă o să reușim, dar mergem, mergem înainte. Marius aproape a reușit, a ajuns pe partea cealaltă. Dar mai am eu o grămadă. Mai am o grămadă să-l ajung din urmă. Și e foarte alunecos, trebuie făcuți pași foarte mici și multă atenție. Că am și geanta și toate combinațiile astea în mână și dacă m-au căzut, am belit-o. Terapie cu pietre, bani grei. Și să băgăm câte un dragon. Oh, shit.
Am amințat furnicile pe ele, da? Da. Le-am lăsat aici jos cât am făcut baie. Și au venit o grămadă de furnicuțe și prindem apusul. Ne îndreptăm spre peștera Îngerului, Angel Cave. Angel Cave. 20 de miuțe. Cum arată mai întâi? Avem aici start office. Avem tiroliană, chestii, selfie. Eu zic să vedem unde, că e cam mult. Ia uite, zip. Baie în lagună. E ca lumea, uite, pe jos, în lagună. Angel Cave, 200 de metri. Și ăsta e poolul, nu? Poolul, da. La întoarcere. Wow, ce frumusețe, a? Chiar că intrarea mai puțin de 5 lei, un dolar. Și încă se mai amenajează pe aici, vezi? Da. Restaurant. Să vedem peștera. Suntem siguri în peștera. Un mic templu. Uite, lăsat acolo pe ofrandă ca să strice. Și apică. Și apică. Dar a venit o furnică și îl mănâncă. Wow, ia uite ce de asta. Cursi. Vrem să o salutăm pe bunica mea, care este singura bunică în viață. Salutări, mamaie! Salutări, mamaie! Și multă sănătate! Te salutăm de la peștera Îngerului, Angel Cave! Și să nu uităm de Carmen, care este cu ea acolo! Mătușa Carmen! Vă salutăm pe amândouă și vă pupăm! Intrăm în peșteră! Dacă tot am o bunică care urmărește YouTube-ul la vârsta ei, de ce să nu îi facem o bucurie cu o salutare. Intrăm în peștera Îngerului. Ce răcoare! Cât de bine! Avem și lanterna. Știu, dar acum e lumină. Ce altă trebuia să intrăm cu lanterna? În care? Unde am fost, la lagună. La lagună, da. Wow, ce calume e, nu? Da. De fapt, pot să-mi dai lanterna ca să pun, să vadă mai bine pe aici. Ah, cool. Ce calume. Wow, cât de bine. Ce
Fresh air. Oh, ce bine aer! Pungă! Oamenii, pungă! Wow! Ce minunăție de peșteră! Și ce liniște! Păi dacă nu-i nimeni! Nu au venit echile, Zoe, să urmă. Or fi venit dimineața. Wow, ce frumusețe. Mamă, ce tare pește. Și erau făcut prin același, da? Nu știu. Wow! Wow, cât de tare poți fi! Ce calma, e amenajată, nu? Ce să fie, nu? Science fiction total. Și cum sclipesc astea? Uite cum sclipesc una la altă. Wow! Să-l păstă. Wow! Se mai continuă. Wow! Se continuă. Suntem pe finală. Oh, shit! Lanterna a căzut. Mai poți zi-mă.
Now we see the light. It's the light from the angels. Aha, asta a fost peștera îngerului. Suntem în spatele muntelui acum. Da. Poate mai intrăm într-un izvor, da? Laguna. Piscina, ce marele bonus în față. Au și zipline tocmai de sus de acolo până la river. Am 15 euro. Nu? Trebuie să prindem de miază. Cam așa, da. Și bonusul după peștera, piscina. Manelele chinezești. Chiar că se aud. Cu balonul, cu balonul.